Mai are cineva ceva? Da. Da. Domnule Geană, iertați, așa, cu smerenie îndrăznesc. Din ce am remarcat eu, așa, în decodorul meu, așa, cu ajutorul decodorului meu, care e imitat, nu ne comparăm, așa, suntem ceea ce gândim. Exact. Bun. Mergând și, ați remarcat, temelia, eu știu, a oricărei credințe, facerea de bine, da? Ne-am înțeles aici. Poporul român este recunoscut că ortodox, că nu discutăm aici, este un popor credincios. Da. Cum se face că în acest context, în ciuda acestui fapt, așa, ia ca trage tare multe, așa, de cel puțin în ultimii ani, și că, nu știu, dacă am întrebat așa, de la lădică până la opincă, nu există acea mobilizare interioară într-o a crede că am putea să scăpăm de tot răul ăsta. Aș mai face o precizare. Părintele Arsene Boca, sigur, să-i spunem profeție așa, spunea că la un moment dat toată omenirea își va întoarce brusc fața către popor român, către România. Eventual. Da, și papa când a venit aici a spus mulțumesc. Că suntem părinte mea și domnului. Și nu degeaba a spus. Întrebarea dumneavoastră are logică. Da, suntem popor credincios, dar dacă facem comparația între câți cred și câți nu cred, cred că balanța înclină către cei care nu cred. Doi, e logic să ne întrebăm, domnule, dar de ce atâta suferință? Ce plătim noi? Păi plătim datorile din urmă. Karma este o datorie neîmplinită. Și noi trebuie să ne împlinim prin experiența pe care avem. Universul trebuie văzut ca un echilibru. Sunt două platane talere de în care plusul și minusul sunt permanent echilibrate. Tot ceea ce acumulăm negativ este cu noi. Și venim de atâtea ori până când acest minus îl compensăm cu plus. Noi de-abia acum aflăm lucrurile astea de noi. Dar până acum noi ne-am comportat cum se comportă orice om neștiutor. Mai pe românește, în ignoranță. În consecință, trebuie să ne plătim această karmă. Întrebarea este, domnule, lumea se va schimba brusc și dintr-o dată, ca să folosesc un pleonasm? Păi gândiți-vă că în 22 decembrie până în 22 toată lumea gândea puțin că am trecut, dezamăgiți, că nu se va schimba nimic. În 22 sau pe 23 și 25, cum am gândit? Total altfel. Deci este posibil. Suntem în sensul ăsta foarte ajutați să ne schimbăm, să ne schimbăm modul de a gândi. Dar până atunci și civilizația de dincolo de noi spun lucrul ăsta foarte concret. Suntem în perioada de haos, în perioada în care emoțiile noastre, reacțiile noastre devin foarte violente, emoțiile mult mai intense și asta ne consumă și ne îmbolnăvește. Vom face boli psihice, putem să facem și cancer, o mie de lucruri. Dar toți cei care pleacă, pentru că nu pot să intre în aceeași lungime de undă cu noua frecvență a sistemului solar impusă astrofizic, vor reveni cu o structură modelată pe, dar exact modelată pe noua era, noua gândire. Deci, odată, în al doilea rând, se spune că nu poți să te înalți dacă nu știi mai întâi ce înseamnă să cazi. Deci dacă nu cunoști suferința, nu cunoști răul, n-ai cum să-l înlături să te înalți. Orice este posibil. Dar și eu, ca și dumneavoastră, să mă feresc să vorbesc de profeții, pentru că este aproape imposibil să fie exact, riguros, exact cum se spune. Acestea sunt niște probabilități. Poate va fi așa, dar nimeni nu ne dă o certitudine, chiar dacă face cel mai înalt profet. Deci și eu știu că acest popor ar urma să aibă un viitor. Am un singur argument, dacă vreți, istoric. Plec de la Micea Iliade, de la mitul eternei reîntoarceri, de la Zamolsis. Odată a venit un profesor din Franța, neurolog, și ne-a adunat crezând că vorbim despre neurologie. Colega mea știe, la Spitalul Colentină, la Amfiteatru, la profesor Șerbănescu. Și crezând noi neurologi, când mergem să ascultăm un discurs despre neurologie, venind despre biochimia creierului la Paris, omul ne vorbește despre Zamolsis. Zicând, în biblioteca mare din la Londra am găsit o istorie a lui Zamolsis. Și el spune, el a fost primul mare inițiat
că de aici ar fi plecat prin Orfeu, cetera, via Grecia, Egipt, India, marele inițieri. Dar oricum, dacă o luăm și pe Strabon, după Herodot, după istorici, se pare că frămoșii noștri de acum 3.000 de ani, demarcați, noi suntem cel mai vechi popor din Europa. Romanii, Roma, s-au alcătuit la 749 înainte, au doar 750 de ani înaintea noastră. Înainte de Hristos, de anul 0. Noi avem cel puțin 3.000 de ani. Ceea ce e un lucru extraordinar. E bine, dacă noi am fost atunci la un alt nivel de spiritualitate, în virtutea spiralei care se întoarce, este posibil să fim din nou. Foarte multă lume vorbește despre asta. Povestea este dacă acolo vom mai ajunge toți sau doar foarte puțin. E, asta nu știu să răspund.